să ia o bucată de piatră. Se cioplește cu o dată de sânge. Se răzuie cu raze, se lustruiește cu ochiul lui Homer, până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul. Cu gura ta, cu gura altora, dar mai ales cu gura infantei. După aceea, se ia un ciocan și brusc se sfărâmă un colț al cubului. Toți, dar absolut toți, zice vor. Ce cub perfect ar fi fost acesta, de n-ar fi avut un colț sfărâmat.